Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aceasta este o emisiune live, nu e o înregistrare, să da, știți. Da, chiar așa. Bună dimineața. Azi e zi liberă în continuare, nu? Azi e zi liberă, e da. E vacanță de Paște? Deci, practic, suntem singuri pe frecvență. Uh-huh. Colegii toți sunt și ei în vacanță? Nu știu, e posibil. Stai da. Că e Andrei, a tras și el bățul scurt, este da. Și el în studio, se agită acolo singur. Din punct de vedere ecumenic, nu există a treia zi de Paște, din câte mă pricep. Stai că deschidem ochi. Mai lucrează, nu mai zice. S-a documentat cu... Da. Nu, dar e zi liberă. E zi liberă întrucât... De la stăpânire. Da, școala... Ca să fie, de ce să nu fie. Da, să fie exact. Bine, să nu fie. Nu, marțea luminată, uite, scrie că e marțea luminată. Vezi, mă? Iată, pe da, nu e a treia zi de Paște, marțea luminată, e diferente. Da, și întrebarea care se pune absolut firesc. Se spală sau nu se spală azi? Categoric. Nu. Nu se spală de marțea luminată? Dacă are nume de ăsta ziua, nu e bine să speli. Cât ați luat în vacanță? 3. La kilograme se referă. 3 ai luat? Da. Eu am luat 1. Da, nu știu ce să mai zic. Zaf. Zice? Nu, serios. Da, trebuie să fim sinceri. Da. 4. Nu cred. Da. Am fost la Iași, am fost acasă, ai nebunit? 4 kg? Da, n-aveam și cum. Și am fost acasă la București. Auzi, tu ai... Știi cum se pune drobul? Ai ținut fasting în continuare? Nu, am putut. M-am străduit, dar n-am mers. Dar oricum, nu știu cum faci. Sport. Cum faci, nu înțeleg. Foarte îngrijorat. Că nici eu n-am exagerat, dar... Eu am exagerat, am mâncat tot ce am prins. Se duce ca nisip cum e aia la... Se duce ca nisip. Nu știi cum e aia cu berea. Că... Se duce ca nisip. Bună. Așa la mine cu kilogramele. Se duce ca nisip să fiu naibii de deci orice mănânc. Da. Expandez. Da, gata mă, de astăzi. Păstrez tot. De azi sunt... Da, mă, ești nebun. Aoleu, dau eliptica peste cap, e sarul menții. Uite, ține minte, pe 7 iunie o să am 10 kg mai puțin. Dar nu e sănătos să ai 10 să kg mai puțin într-o lună. Da, exact. Asta, unul la mână și doi, o să vii dezbrăcat la radio. Sper. Credeți-mă că puful ăsta care s-a pus pe mine dispare imediat. Ăsta e puf? Da. Da. Și azi dimineața m-a trezit ceasul. Ceea ce mie nu mi se întâmplă. Adică a sunat alarma. A fost foarte neplăcut. Serios? A fost. Da. Da, am o alarmă. Da. Băi, urăsc alarmele de ceas. Mă scot dânsărite. După vremea când trebuia să mă duc la fabrică și aveam ceas de la cucheiță. Da, da, da. Mă, și ăla avea un zdrângânele, da, niște... Zdrângânele deasupra. Da. Și m-a sunat alarma. Alarma mea sună în felul următor. Uite-ați cum sună ea. Asta este alarma mea. Ce? Dar de ce? Pentru că mă deranjează. Doarme. Nu. Eu dorm pe asta, mă duc frumos. Și că aveam niște ciripele păsărele. La așa o ține langa, nu așa? Așa face, da. A mea e mai dulce. Yeah. Ai fost la somnolog sau la ceva să... Nu mi se pare în ordine câte trezești. Deci asta mă trezesc, nici nu ajunge la bing bing. Pur și simplu când începe, m-am trezit. Mă trezesc imediat. A mea e dulce de tot. Yeah. Fără absolut. Nicio problemă. Aoleu, urăsc din suflet. Pasta am și eu. Nu cred. Da, dacă dorm după masă, nu-mi sună așa. Suntem serios? Cu telefonul. Ai altă sunet setat. Păi, asta mi se pare genial. Fără mistă. Deci când dorm după masă, mă ia mai dulce cumva. Pentru că ai altă alarmă setată. Hai că te ajut eu. După masă, altă alarmă. Practic, da. Este să văd. Da, mă, uite, e alta. Ia uite. Dragă, ia pune-ne. A, ceva fin. Deci nu poți să te trezești, mă. Pă bune, stai un puțin. Șocat, mă, faci infarct. Stai, dar cumva are dreptate. Nu ți s-a întâmplat niciodată să dormi la prânz și să te trezești să zici am întârziat la serviciu sau ceva? Băi, el are dreptate, îl trezești altfel. Practic alt alarm. Da, că pentru ceilalți nefericiți care sunt pe frecvență cu noi și se duc la muncă la ora asta, știi ce? Dați-ne... Se poate da, mă, pe WhatsApp? Sunetul, uite, lasă numai... De alarmă? Sunetul de alarmă? Cred că da. Dacă nu-l înregistrați cu ajutorul unui coleg, soție, colegă... Da, vreți să știm cu ce sunete vă treziți. Hai să vedem dacă merge. Recorder. Stai așa. 0728 3 de 1 3 de 2 WhatsApp.
Hai să vedem dacă puteți să ne trimiteți sunetele voastre de alarmă. Cu alarmele care vă treziți. Și o să înceapă să trimită câini, cocoși, cocoșul vecinului și așa mai departe. 0728 3132. Sunetele de alarmă, dacă puteți să le trimiteți, am vrea să le difuzăm, să vedem cu ce sunete vă treziți. Da. Mulțumim pentru sunetele de alarmă pe care ni le-ați trimis. O să am coșmaruri de la unele dintre ele îngrozitoare, pe cuvântul meu. Nu vă invidiez. Adică unii dintre voi, e clar, dormiți atât de profund încât aveți nevoie de niște sunete înfiorătoare. Uite-te ca să la mine. Treziți. Am trei alarme. Trei alarme. Și cu toate astea s-a întâmplat când? Acum o lună sau când? Luca, aici cu noi. Ai cu noi. Gata, da, asta avem destule, nu mai. Sunt multe mesaje, Luca, nu mai. Hai, că le difuzăm pe astea pe care am putut să le strângem, restul mulțumim. Nu, unul dintre ele sună așa. Aia, nu, asta e bine, nu cred. Și eu sper să nu fie adevărat. Cine a trimis așa ceva, nu cred. Nu știu, cineva a trimis și versiunea asta? Ia. Să nu-i toacă? Ba da. Mă scuzați. Mișto. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să mă leapă de mine. Deci un fișier audio. Că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac. Ok. Și astfel, ținând la mine, te pierd pe tine. Te trezești liniștit. Doamne, super. Iisuse, și eu mă gândesc. Motivațional. Mai avem. Ia. Asta e de-al meu. Asta e Chopin. Da. Asta nu e la culcare? E nocturnă, da, una din nocturnă. Da? Cred că Chopin. Aoleu, nu e Chopin. Nu-i... Ce e asta, frate? Nu e pentru culcare? Asta? Eu m-aș trezi cu asta foarte dormi bine. Pe asta. Luca, tu? Ce? Som? Nu mă auzesc, mă. S-a pus să citim. Luca, m-a luat deja. Cum? Se uită cruciși deja. Bun asta. Da. E de club. Ia. Hai că mai avem. S-a reperit să adins din mână. Aoleu, asta îngrozitor e asta, pe cuvântul meu, cred că așa... Eu cred că trezești tot blocul. Da. Dar știți că, oprește-o, că nu mai pot. Mai știi că era gadgetul ăla cu un ceas cu niște rotițe care când pornea începea să alerge prin camere? Da, trebuia să-l prins. Și că urla. Trebuia să-l prins, da, urla. Cred că așa face. Nenorocire. Aha. Frumos. Da, dom'le, uite, oameni normali. Ce vrei să spui? Dar vezi că piesele liniștite de trezire sunt cu pian? Uite. Uite aici, ia de aici. Aoleu, ăsta e, cum ăsta e metrou. Sunetul? Shepard. Ăla care e făcut în așa fel încât pare că nu se termină și niciodată. Bam. Și crește, crește constant. Pare că e în creștere constantă, da. Da. Ah. De-al meu. Da. Aici depinde cum te trezești. Să trăiești, colegi. Da, cred. Mai normal. Bun. Toate acestea, prieteni care ați deschis mai târziu radiourile, sunt sunete de alarmă pe care ni le-ați trimis voi, da? Sunete de trezit dimineața. De întâi mai la loft. Ia. Asta e cel mai bun. Da, 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 asta e de tabără. V-ați trezit în tabără vreodată cu sunetul, cu trompetă? Nu. Există un sunet, nu mai știu care. Dacă ăsta este sunetul de deșteptare din armată sau era pe vremuri. Da. Dar nu-ți imaginezi cum faci când un nenorocit de la de caporal care suflă în trompeta asta, un domn caporal, vine și îți face asta lângă pat. Superb. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.